Cuvântul Domnului. Cartea prorocului Daniel, capitolul 1. Daniel în Babilon. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Niște tineri, fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care vreau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Amin. Slăvit să fie Domnul pentru cuvântul său. Amin. Și fie acest cuvânt binecuvântat de Domnul. Amin. Fie și inimile noastre binecuvântate de Domnul ca să primească cuvântul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Într-o bună zi, printr-un sat de munte, undeva la marginea șoselei care trecea prin satul acela, un șofer grăbit pe drumul lui a văzut pe un bătrân care stătea și se uita îndelung după mașini. Șoferul acesta s-a oprit din drumul lui, a tras mașina pe dreapta și s-a apropiat de bătrânul care stătea și privea. L-a întrebat: ce faceți? Stau și mă uit după mașini. Bun, dar de obicei dumneavoastră aici ce faceți? Cu ce vă îndeletniciți? Păi ne facem treburile noastre gospodărești și așa din când în când ieșim și ne uităm după mașini. A stat șoferul,
După câteva minute de stare, de vorbă, a zis, o, n-aș putea să trăiesc în felul acesta. N-aș putea să trăiesc aici pentru nimic în lume. Eu nu stau într-un loc, nu-mi place să stau într-un loc, ci mă duc ban coace, ban colo. Cum să stau într-un loc și să mă uit după mașini? La care bătrânul s-a uitat spre el și a zis, eu nu văd deloc diferită condiția ta de a mea. Tu stai în același loc, în mașină, și te uiți cum trec pe lângă tine garduri și oameni. Eu stau lângă gard și mă uit cum trec pe lângă mine mașini. Până la urmă, ceea ce contează este perspectiva. Dragii mei, așa e cu viața noastră. Oamenii aleargă după senzațional, vor să găsească lucruri foarte diferite și unii chiar cred că fac lucruri diferite. Însă, din nefericire, numai perspectiva este diferită. Însă, aș vrea în această seară să înțelegem că totuși există posibilitatea de a trăi diferit. E posibil să trăim altfel decât în monotonia acestei vieți. Și am ales în seara aceasta să vă vorbesc din cuvântul Domnului despre Daniel. Ce știm noi despre Daniel? Vom zice foarte multe lucruri. Am citit în Scriptură despre el. Unul dintre lucrurile interesante din cartea prorocului Daniel este faptul că într-o bună zi, el, omul lui Dumnezeu, pentru că s-a rugat lui Dumnezeu, a fost luat și aruncat într-o groapă cu lei. Într-o groapă cu lei înfometați. Și ce putem să citim interesant despre Daniel este faptul că în momentul când el a fost aruncat în groapa aceea, leilor le-a închis Dumnezeu gura. Și au stat leii cu gura închisă, leii aceia flămânzi. Și vom zice noi, asta da, e într-adevăr o biruință. Însă vreau să vă spun în această seară că Daniel, da, a fost biruitor în groapa cu lei. Dar știți de ce a fost biruitor în groapa cu lei? Pentru că întâi și întâi el a fost biruitor în fața poftelor vieții care veneau și spre el ca spre oricare om. Ca să ai biruințe spirituale, trebuie întâi și întâi să biruiești poftele care vin spre tine, să te biruiești pe tine însuți. Uitați-vă dar la Daniel, un tânăr pe deplin predat Domnului. Pasajul acesta despre care am citit în această seară sau din care am citit în această seară ne prezintă faptul că Daniel împreună cu alți tineri a fost luat din casa părintească la o vârstă fragedă. Aduceți-mi niște copii ai lui Israel, a zis împăratul. Aduceți-mi niște copii care să fie crescuți aici și apoi să fie în slujba împăratului. Cei ce au stat mai îndeaproape lângă Sfânta Scriptură și lângă istoria pe care o prezintă ea, înțeleg că Daniel a fost luat de acasă cândva pe la vreo 12, 13, 14 ani. La vârsta aceasta a fost luat și dus departe de părinți. Acum, dragii mei, ceea ce este frumos este faptul că îl vedem pe Daniel în groapa cu lei, biruitor cu Domnul, dar îl vedem pe Daniel biruitor în Babilon, în mijlocul unui anturaj cu totul și cu totul ciudat pentru el. Trăim într-o lume în care tinerii fac foarte multe lucruri. E plină lumea de tineri care fumează, nu-i așa? E plină lumea de tineri care beau alcool, nu-i așa?
E plină lumea de tineri care folosesc droguri chiar, nu-i așa? E plină lumea de tineri care consumă pornografie, nu-i așa? Și totuși, într-o lume plină de toate relele acestea, tu ești chemat să fii un Daniel. Ce înseamnă să fii un Daniel? Să poți să iei decizii care să aducă binecuvântare vieții tale. Tinerețea este vârsta la care se fac alegeri, vârsta la care se iau decizii. Și deciziile acestea care se iau în tinerețe influențează toată viața. Pe baza deciziilor pe care le iei în tinerețe poți să fii fericit în viață sau vai, pe baza deciziilor pe care le iei în tinerețe poți să fii un nenorocit toată viața. În numele Domnului vă spun în această seară, aș vrea ca toți tinerii din Biserica Poarta Cerului să fie binecuvântați în toată viața lor. Însă nu depinde numai de mine asta și de dorința mea, nu depinde numai de dorința părinților lor, ci aceasta depinde de deciziile pe care ei le vor lua. Mă rog lui Dumnezeu ca tinerii din Biserica Poarta Cerului să ia întotdeauna decizii înțelepte. Vrem să ne uităm la Daniel în Babilon. Și aș vrea să înțelegem că sunt câteva lucruri pe care vrem să le subliniem. Ați auzit dumneavoastră de Cartea Recordurilor? Ați auzit, cu siguranță. Și câteodată mai spicuiți pe aici, pe acolo și auziți în Cartea Recordurilor este scris despre cel mai, cel mai, cel mai. În această seară vreau să vă spun că există o Carte a Recordurilor în ceea ce privește viața de credință, viața spirituală. Ați auzit de tineri care fac sporturi extreme? Dacă îl întreb pe unul care sare cu parapanta, de exemplu, și îl întreb de ce sari cu parapanta, îți zice, dacă ai ști când ești plin de adrenalină, ce bine te simți. E grozav. Dacă îi întreb pe cei ce fac sporturi extreme, de ce riște atâta făcând sporturile acestea? Adrenalină, domnule. Eu vreau să vă spun în această seară că nimic nu-i mai frumos decât să faci lucruri extreme pentru Domnul. Nimic nu-ți dă mai multă satisfacție decât să trăiești la cote înalte cu Domnul, să te înalți pe înălțimi spirituale cu Domnul. Și aș vrea să ne uităm la câteva recorduri cu care s-a confruntat Daniel, recorduri spirituale. Întâi, cea mai mare provocare din lumea aceasta. Cea mai mare provocare, va zice cineva, să atingi vârful Himalaya. Nu? L-au atins deja atâția. Cea mai mare provocare, să faci un salt cu parașuta de nu știu unde. Și asta au mai făcut alții. Cea mai mare provocare pe care poate să o aibă cineva în această viață, ascultați-mă bine, în special cei tineri, să te încrezi în Domnul atunci când lumea din jurul tău, lumea ta se năruie. Să te încrezi în Domnul când totul se năruie în jurul tău. Asta e o provocare. Uitați-vă la Daniel. 12, 13, 14 ani. Un tânăr crescut într-o familie de oameni credincioși, un tânăr care avea un templu în care se închina, un tânăr care a avut cuvântul lui Dumnezeu la îndemână, un tânăr care a învățat versete din Scriptură și care la vârsta aceasta fragedă este apucat de mâna grea a soldatului străin, care îl ia, îl face prizonier și îi zice, în Babilon te duc. Dintr-o dată se năruie ceva pentru Daniel. Se vede fără părinți.
Și când m-am gândit la acest cuvânt, să știți că m-am gândit la tinerii care sunt studenți veniți în Timișoara, care sunt veniți să lucreze în Timișoara. M-am gândit la voi. Te vezi dintr-o dată departe de părinți. Te vezi dintr-o dată departe de biserica în care te-ai închinat. Te vezi departe de prietenii cu care ai avut relații. Parcă se năruie totul. Doamne, de ce ai îngăduit asta pentru mine? De ce ai lăsat, Doamne, să mi se întâmple asta? Doamne, unde ești Tu și puterea Ta cea mare? Așa suntem tentați să zicem noi. Și totuși, Daniel, în ciuda tuturor acestor lucruri, se încrede în Dumnezeu. Și atunci când se năruie totul în jur, când planurile tale se duc, când idealurile tale sunt nimicite, și atunci să te încrezi în Domnul? Asta este cea mai mare provocare, dragii mei. Gândiți-vă la tânărul Daniel, care stă în Babilon, înconjurat de străini. Se îmbrăcau altfel cei din Babilon, vorbeau altfel cei din Babilon, aveau o altă atitudine cei din Babilon. Erau atât de diferiți cei din Babilon. Însă, ceea ce îmi place să spun este faptul că Daniel avea o credință pe care n-a lăsat-o să fie cutremurată. Da, totul s-a năruit în jurul lui. Credința lui a rămas tare în Dumnezeu. El, Daniel, a înțeles că există un Dumnezeu care stăpânește toate lucrurile. El a înțeles că este un Dumnezeu pe care l-a experimentat nu numai în copilărie, acolo acasă, lângă părinții lui, ci a înțeles că este un Dumnezeu care stăpânește și peste Babilon, care îl vede și în Babilon. Ori lucrul acesta este nespus de important. Frați și surori, iubiți tineri prezenți astăzi aici, e ușor să te încrezi în Dumnezeu când toate îți merg bine. Când te rogi și Domnul răspunde la rugăciune. E ușor să te întorci înapoi și să zici, slavă ție, Doamne, încă o biruință, iar m-ai ascultat. E ușor să te încrezi în Dumnezeu când toate merg bine. Dar când vezi că toate în jur se clatină, când vezi că te-ai rugat pentru un lucru anume și n-ai căpătat răspunsul când ai vrut, când vezi că așteptările tale toate se năruie, cea mai mare provocare, zic încă o dată, este să te încrezi în Dumnezeu atunci când totul în jurul tău se năruie. Frați și surori, și în special iubiți tineri prezenți astăzi în biserică, aș vrea să vă spun, acesta este un lucru demn de cartea recordurilor dumnezeiești. Se uită Dumnezeu pe pământ să vadă dacă sunt oameni care și atunci când sunt probleme în jurul lor, și atunci când sunt necazuri în jurul lor, și atunci când nu le merg lucrurile cum ar vrea ei, și atunci rămân încrezători în Domnul. Iarăși un lucru demn de cartea recordurilor dumnezeiești. În cartea aceea cred că scrie despre cea mai mare ispită pe care poate să o înfrunte cineva. Și anume, ispita de a nu-ți compromite credința sau ispita de a-ți compromite credința atunci când în jurul tău oamenii sunt altfel, este această ispită de a fi ca majoritatea. Când biruiești această ispită, ești cu adevărat un biruitor. Există ispita aceasta de a-ți compromite credința ca să fii ca ceilalți. Mă gândesc la această presiune a anturajului, a societății, care vine peste fiecare dintre noi. Există tendința aceasta să faci ca și ceilalți, să faci lucruri ușoare, să faci lucruri pe care le vezi în dreapta și în stânga. Un vultur, la un moment dat, pe
un sloi de gheață care mergea, o bucată de gheață care mergea pe un râu într-o primăvară, a văzut un șoarece care stătea pe sloiul acela de gheață pe mijlocul râului. Și vulturul de sus a zis: o, ce pradă ușoară! Am să cobor, am să iau șoarecele acela și îl mănânc încă acolo, stând pe bucata aceea de gheață. Undeva mai la vale era o cascadă. Și vulturul a coborât pe blocul acela de gheață, pe bucata aceea de gheață și a zis: am să stau să mănânc șoarecele, am să mă bucur de el și când ajunge gheața la marginea cascadei, eu îmi întind aripile și mă duc mai departe. Și așa a făcut vulturul. A coborât pe bucata de gheață, a luat șoarecele și a zis: îl mănânc în tihnă. Și a început să se bucure de hrana pe care a găsit-o el pe acel bloc de gheață. Se apropia cascada, fără emoții, vulturul stătea și se bucura de deliciul mesei. Și când a ajuns blocul de gheață chiar pe marginea cascadei, a întins aripile. Ciudat! Căldura picioarelor lui a făcut ca picioarele lui să se adâncească în blocul de gheață și să înghețe acolo. De ce vă spun asta? A urmat prăpădul. De ce vă spun asta? Câteodată vrem să ne jucăm cu lucruri ușoare. De dragul de a fi ca ceilalți. Vrem să ne jucăm cu lucrurile acestea ușoare și la îndemână și zicem: îmi pot permite și eu atâta, nu-i mare lucru. Pentru mine nu-i mare lucru. Voi încerca doar atât, un pic, și după aceea voi avea grijă să-mi întind aripile și iarăși să fiu spiritual. Atenție! S-ar putea să-ți înghețe picioarele pe acolo pe unde umbli. Cea mai mare ispită cu care se poate confrunta un om, un tânăr, este ispita de a-și compromite credința din dorința de a fi ca ceilalți. Gândește-te în clasa în care studiezi tu. Cât sunt pocăiți? Fiecare poate să zică: la mine mai e unul pocăit în clasă. Altul va zice: la mine mai sunt doi pocăiți în clasă. Altul va zice trei. Dar nu mai mulți. Undeva pe aici. Și după aia te mai întreb: cât de pocăiți sunt ăia, pocăiții de la tine din clasă? La tine la servici, câți mai sunt pocăiți? Nu mulți. Și atunci există această ispită să fii ca și ăilalți 25. De ce să fii doar ca cel unu care este pocăit? Să fii ca ceilalți 25. E cea mai mare ispită să fii ca și ceilalți. Cultura seculară caută să-și pună amprenta pe fiecare dintre noi. Eu vreau să vă aduc aminte în această seară, frați, surori, iubiți tineri prezenți aici, vreau să vă aduc aminte: noi suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și trebuie să se vadă că suntem copiii lui Dumnezeu. De ce să lăsăm amprenta lumii să se pună peste noi? Muzica pe care o ascultă ceilalți 25 nu e muzica lăsată de Dumnezeu pentru tine? Ce zici de asta? Filmele pe care le văd ei, ceilalți 25 din clasă, nu sunt filmele pe care le poți vedea tu, Daniele? Vorbele și expresiile pe care le folosesc ei nu stau bine pe buzele tale, Daniele? Există ispita aceasta să fii ca și cei mulți. Uitați-vă la Nebucadnețar, e interesant. A spus: aduceți-mi niște copii, să-i creștem, învățați-i limba haldeilor, limba și scrierea haldeilor. Și uitați-vă, a căutat să le schimbe mintea, a căutat să le schimbe inima. Asta face presiunea anturajului, presiunea socială cu fiecare dintre noi. E cea mai mare ispită. Să gândești ca și ei, să simți ca și ei. Frați și surori,
Iubiți tineri prezenți astăzi aici, suntem chemați să fim diferiți pentru Domnul. Pentru Domnul suntem chemați să trăim diferit. Sigur că decizia ne aparține fiecăruia dintre noi. Noi decidem. Așa cum am spus, iei decizii bune, poți să fii fericit toată viața și în veșnicie. Iei decizii rele, poți să ajungi din necaz în necaz, poți să ajungi un nenorocit. Există o bătălie pentru minte. Ați auzit expresia aceasta, bătălia pentru minte, bătălia pentru inimă. Lumea aceasta vrea să-ți fure mintea, ca să te facă să gândești ca ea. Este un cuvânt în 1 Ioan capitolul 2, versetele 15, 16 și 17, unde apostolul Ioan spune așa: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Observați dumneavoastră în cazul lui Daniel și a celorlalți tineri din Israel? Nu persecuția a fost marea lor problemă. Nu prin persecuția a căutat împăratul ca să îi facă să fie babilonieni și să fie ca și cei din Babilon, nu prin persecuție. Ba dimpotrivă, a zis, trai extravagant, tot ce vrei. La masă ca împăratul mănânci. Bunătățile pe care le are împăratul, vinul împăratului, toate sunt ale tale. Ai de unde alege. Nu persecuție, ci seducție. Uitați-vă cum a vrut să-i seducă împăratul, să-i facă să fie ca și babilonienii, prin ceea ce li s-a oferit. Frați și surori, iubiți tineri prezenți astăzi aici, aș vrea să vă spun că este o mare ispită a seducției babilonice. Babilonul caută să ne seducă și să ne facă să fim ca și babilonienii. Să fii și tu ca ceilalți, să fii ca împăratul, să-ți compromiți credința doar de dragul de a fi ca și ceilalți. Eu stau în această seară ca și mesager al lui Dumnezeu în fața dumneavoastră și vă spun nu. Nu e drept să compromitem credința în Dumnezeu de dragul de a fi ca cei mulți. Noi suntem chemați să fim altfel pentru Domnul. Astăzi, lumea în care trăim se confruntă cu o criză de autoritate. De ce spun asta? Poate vă zice cineva, de ce? Pentru că nu sunt dictatori în lumea asta? Sunt destui. Și totuși este o criză de autoritate. Vreau să vă spun ceva. Adevărata autoritate e asta pe care o ridic eu sus. E cuvântul Domnului. Numai uitați-vă dumneavoastră, trăim într-o lume în care oamenii nu știu care e adevărul. Ba mai mult, se ridică propovăduitori care zic nici nu există un adevăr absolut. Ci există adevărul, adevărul lui Filipa, adevărul lui Guler, adevărul lui Eusebiu, adevărul lui fiecare dintre noi. Nu există o autoritate a adevărului, așa va zice lumea. Eu stau încă o dată și cu bucurie proclam acest lucru. Există un adevăr al lui Dumnezeu. Și acest adevăr este autoritate. În vremea de acum se vorbește foarte mult despre faptul că cel mai mare păcat este să fii intolerant cu alții. Intoleranța, domnule, asta e mare bai. Când ești intolerant, e rău, e grav să fii intolerant. Întrebare pentru dumneavoastră. Ați văzut undeva pe Dumnezeu că e tolerant cu păcatul? Nicăieri. Nu-L găsim pe Dumnezeu tolerant cu păcatul. Ci păcatul este păcat. Și în secolul 21 păcatul este păcat. Și de aceea vreau să vă chem în această zi să înțelegem că există o autoritate supremă deasupra noastră. Trăim într-o lume în care se zice e ok să fie prostituție și droguri ușoare. Nu e în regulă, frați și surori. Adevărul absolut, cuvântul lui Dumnezeu, spune că păcatul este păcat. Trăim într-o lume în care se zice homosexualitatea trebuie tolerată. Nu e în regulă, frați și surori. Cuvântul lui Dumnezeu spune că e păcat.
și atâtea alte lucruri pe care le-aș putea enumera aici. Păcatul este păcat. Oamenii cred că e criză de autoritate. Pentru Danieli secolului 20 nu e nicio criză de autoritate, ci există autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ascultăm de ea. Apoi, lumea în care trăim vorbește despre o criză nu numai de autoritate, ci și de identitate. Stau oamenii și spun întrebarea: cine sunt eu? Cine suntem noi? Uitați-vă la Daniel. Când a ajuns în Babilon, în cultura cea nouă, i-au schimbat numele. Uitați-vă la tinerii veniți din Israel, au căpătat nume noi. Și li s-a spus: mănânci ca noi, te îmbraci ca noi, faci ca noi, vorbești ca noi. Nebucadnețar ar fi zis: eu sunt bosul, voi faceți ca mine. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că un tânăr creștin, un creștin de orice vârstă ar fi el, el are o identitate care trebuie să rămână. Auzeam relatarea unei întâmplări a unui tânăr credincios care cu mulți ani în urmă, pe vremea comunismului, a studiat la Facultatea de Agronomie aici în Timișoara. Și la un moment dat, luat în batjocură de toți, luat chiar cu amenințări de alții, i s-a spus: trebuie să te lași de pocăință pentru că altfel o încurci, altfel dai de bai. Și a venit vremea când omul acesta a ajuns la absolvire. Și atunci cu rânjet pe față, cei ce făceau repartițiile acelea guvernamentale, cum se făceau pe vremuri, cu rânjet pe față i-a zis: na, acum te vedem. Pleci din Timișoara, de aici de unde-s biserici, unde-s pocăiți, te trimitem acolo unde nu-i niciun pocăit, să te vedem ce mai faci tu acolo. Și stătea tânărul absolvent cu zâmbetul pe față, la un moment dat intrigat cel ce îi dădea repartiția, a zis: ce, încă râzi? Încă râzi? Și zice el: da, mă bucur. Cum adică te bucur că nu mai ai pocăiți acolo? Sigur că mă bucur. Dar de ce te bucuri, mă? Mă bucur pentru că voi face să fie pocăiți acolo. Voi face să fie biserică acolo. Ori, dragii mei, aceasta înseamnă să-ți păstrezi identitatea. Poți să fii student la medicină și acolo tu trebuie să fii copilul lui Dumnezeu, amin. Poți să fii student la cea mai grozavă facultate din Timișoara și acolo tu trebuie să fii copilul lui Dumnezeu, amin. E criză de identitate în lumea aceasta în care trăim. Dar tu ai o identitate pe care ți-a dat-o însuși Dumnezeu. Tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă ce? Copii ai lui Dumnezeu. Și apoi este și o criză de moralitate în lumea în care trăim. Asta pornește de la criza aceea de autoritate. Fiecare trăiește cum îl duce capul. Așa cum am spus, fiecare să trăiască după cum îi spune Babilonul. Întrebarea este aceasta: faci ce fac alții sau faci ce-i place Domnului? Se vorbește mult despre gripa porcină, gripa nouă, H1N1. Se vorbește mult despre ea. Urmăriți știrile despre gripa asta? Nu e așa că stăm câteodată și zicem: oare ce se întâmplă? Vine pandemie, Domnule, se întâmplă dezastru, ce-o fi? Ascultați-mă bine, cea mai mare problemă nu-i gripa porcină. Cea mai mare problemă a societății noastre este decăderea morală. Asta este cea mai mare problemă. De asta trebuie să ne temem. Să ne temem pentru copiii noștri, nu că iau gripă porcină de undeva, au luat și alții și s-au făcut bine. N-a fost capătul lumii. Să ne temem de copiii noștri că se infectează cu păcatul babilonic în vremea de acum. Pentru asta trebuie să ne temem. Iubiți tineri, dacă trebuie să vă feriți de ceva, întâi și întâi feriți-vă de infecția păcatului babilonic. Trăim într-o lume grea. Am stat odată de vorbă cu copiii noștri acasă. Și am spus, a trebuit să recunosc și să zic, voi sunteți mai expuși la lucruri rele decât suntem noi. Pentru că noi, prin biserică, printre frați, amin, aleluia, acasă, casă de credincioși, dar voi vă duceți la școală.
Și acolo vă întâlniți cu oameni care fac altfel, care trăiesc altfel. Copiii noștri, tinerii noștri, noi înșine suntem mereu expuși acestei decăderi morale. Însă copilul lui Dumnezeu trebuie să rămână tare în fața acestei infecții. Nu poți să cochetezi cu păcatul. E grav dacă cineva îndrăznește să cocheteze cu păcatul, să zică e decădere morală peste tot în jurul meu, îmi permit și eu ceva. A stat odată un șobolan, că tot cu animale de mazi. A stat un șobolan la un moment dat, o parabolă, bineînțeles, ca și cealaltă. E o parabolă. Un șobolan la un moment dat a stat față în față cu un cablu de fier. Și a zis, am să rod eu cablul ăsta de fier. La dinții mei. Și a zis, am să încep. Și a început să roadă cablul acela de fier. A ros ce a ros, până când și-a dat seama că are amețeli. E greu. Și la un moment dat a zis, dar nu mă las. Am să rod cablul acesta. Și la un moment dat a ros ce a ros și dintr-o dată a văzut pe fierul ăla sânge. Și a zis, aha, cedează cablul. Și tot a ros și tot a ros, până când a cedat el. Eu vreau să vă spun, așa e cu păcatul. Zâmbim, dar așa e cu păcatul. Îndrăznim să ne apucăm de păcat și să ne îngăduim un pic, un pic, că suntem noi mai tari ca păcatul. Dragii mei, să nu ne jucăm. Feriți-vă de tot ce se pare rău. Amin. Cea mai mare ispită este aceea de a-ți compromite credința de dragul de a fi ca și ceilalți. Însă aș vrea să mai zic ceva, un alt lucru demn de cartea recordurilor dumnezeiești, cea mai mare biruință. Cea mai mare biruință, cel mai mare succes. Iubim succesul, ne place și să auzim predici despre succes, dacă se poate să dăm cheia ale succesului sau pași către succes. Cel mai mare succes este să te păstrezi curat într-o lume poluată moral. E cel mai mare succes să te păstrezi curat într-o lume în care păcatul e la el acasă. Cum poți să te păstrezi curat în astfel de condiții? Mi-e drag ceea ce spune versetul 8 din textul pe care l-am citit. Daniel s-a hotărât. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Cel mai mare succes este să te păstrezi curat. Dar cum poți să te păstrezi curat? Totul începe cu o hotărâre, cu o decizie. Da, e ușoară decizia asta. Foarte grea. E o decizie cu adevărat grea. Nu e o decizie ușoară. Să te hotărăști să te păstrezi curat într-o lume poluată moral. O decizie grea. De ce e grea? Știți de ce? Din pricina anturajului cu care avem de-a face. Din cauza presiunilor celor din jur. Am crescut ca și copil de pocăiți. În familie de pocăiți și am mers la școală între nepocăiți. Și înainte ca să am o relație personală cu Domnul, trebuie să vă spun, nimic nu mă deranja mai rău decât să văd că se face ce se face, se spune ce se spune și se zice, pocăitule, ești pocăit? Pocăitule? Știți ce e asta? Asta creează o presiune a anturajului. Să ferice de cei ce-l cunosc pe Domnul, pentru că ăștia stau cu fruntea sus când li se zice pocăiți. Nu e o decizie ușoară, nu e o decizie deloc ușoară, dar ferice de cei ce iau o astfel de decizie, pentru că ei se vor păstra curați într-o lume poluată moral. De asemenea, o astfel de decizie trebuie luată totdeauna cu smerenie. Mie mi-a fost dat să văd oameni care și-au bătut pieptul cu pumnul și au zis, eu nu, eu stare, eu nu mă las, eu nu cedez, eu nu așa, așa, așa. Stați ușor. Ajutorul nostru este numai și numai și numai și numai de la Domnul. Când cineva se crede tare, e bai. Eu vreau să spun astăzi că o decizie de a te păstra curat trebuie luată înaintea lui Dumnezeu cu multă smerenie.
mie îmi place să citesc despre Daniel. Știți ce a făcut el? Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care le bea împăratul. Și fiți atenți. Și în mod elegant, ascultați numai, și-a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Cu smerenie, omul a zis, încearcă-ne așa, lasă-ne pe noi să trăim în felul nostru, lasă-ne pe noi, noi vrem să facem asta. N-ar fi putut Daniel să se ducă acolo în casa împăratului și să zică, eu sunt din Israel și prin urmare vă arăt eu vouă aici în Babilon. Vă arăt eu vouă că eu nu sunt ca voi. Știți cât timp ar fi durat aceste demonstrații ale lui Daniel? Vai, prea puțin. Însă Daniel a stat cu smerenie înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cu respect înaintea oamenilor. Fără să fie critic cu alții, uitați-vă. Ar fi putut Daniel, dacă era ca și unii dintre cei ce sunt foarte siguri pe ei, ar fi putut să zică, voi babilonienilor, vai de capul vostru, cu voi bai, vă arată Daniel că Daniel nu-i ca voi. Nu, dragii mei, nu așa se rezistă, ci Daniel a rezistat pentru că a stat cu smerenie încrezându-se în Domnul. O astfel de decizie e grea. Ea trebuie luată cu smerenie și cu gândul la faptul că suntem dependenți de Domnul, că suntem oameni slabi, să nu fim niciodată foarte siguri pe noi. Însă vreau să vă spun ceva, e cea mai răsplătită decizie. Cine ia o astfel de decizie, și în seara aceasta nu-mi doresc nimic mai mult decât să știu că aici sunt tineri care iau decizia de a se păstra curați într-o lume poluată moral. E cea mai mare biruință, cel mai mare succes. E o decizie răsplătită, de ce spun asta? Uitați-vă dumneavoastră la succesele lui Daniel. Succes pe termen scurt. 10 zile pune-ne la probă. Și după 10 zile erau mai bine decât ceilalți. Dar credeți că o astfel de hotărâre aduce beneficii numai pe termen scurt? Iubiți tineri, din toată inima doresc să fiți binecuvântați de Domnul. Însă ca să fiți binecuvântați de Domnul, uitați-vă la modelul Scripturii, la acest Daniel care a luat o decizie înțeleaptă și datorită unei decizii pe care a luat-o, și nu numai că a luat-o așa scurt, ne predăm Domnului și după aia vedem noi luni, nu? Ci în urma deciziei pe care a luat-o Daniel, el s-a ținut de ea. El s-a hotărât să nu se spurce și nu s-a spurcat Daniel. E interesant. Vreau să spun că Daniel a fost binecuvântat pe termen scurt, dar a fost binecuvântat pe termen lung. Știți dumneavoastră, uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi, 4 împărați au trecut prin Babilon și Daniel a rămas omul de la dreapta fiecăruia dintre acești împărați. Știți ce înseamnă asta? Dumnezeu l-a binecuvântat pe plan pământesc. L-a binecuvântat pe plan pământesc, i-a dat, dacă vreți, cariera aia mult dorită. I-a dat o carieră așezată, o carieră de dorit și de așteptat pentru mulți. Ești în căutarea unei cariere ca și tânăr. Vrei să faci carieră, ai venit să înveți, ai venit să faci carte, să faci școală. Vreau să-ți spun, cel ce poate să-ți dea o carieră frumoasă și durabilă este Domnul. Dar pentru aceasta este foarte important să iei o decizie, ca și Daniel, să zici, mă hotărăsc în inima mea să nu mă spurc cu lucrurile lumii acesteia. Vreau să știi că Dumnezeu binecuvântează pe plan pământesc pe cei ce iau astfel de decizii și binecuvântează și pe plan spiritual. Uitați-vă la Daniel, prorocul, marile taine ale lui Dumnezeu, lui Daniel i-au fost descoperite. Nu vi se pare interesant? Acesta este Dumnezeu și felul lui de a lucra cu oamenii. Daniel a ținut regim. Mulți se străduiesc să țină astăzi regim. Eu vreau să vă spun că regimul lui Daniel a fost un regim care n-a însemnat numai verdețuri. Atenție! Regimul lui Daniel a fost un mod de viață. Un mod de viață care i-a adus binecuvântări. Și totul a început cu o decizie, cu o hotărâre. Când alegi curăția, ascultă-mă bine, când alegi curăția, Dumnezeu te ajută să te păstrezi curat. Dar important e să o alegi.
suntem copiii Domnului, nu-i așa? Așa am spus. Trebuie să trăim ca și copiii ai lui Dumnezeu. Daniel a venit din Iuda, a venit de la Ierusalim și s-a hotărât și în Babilon să trăiască frumos ca pentru Domnul. I-a făcut cinste lui Dumnezeu și în Babilon. Odată, un tânăr era gata să se nece. Era într-o situație jalnică, se zbătea între viață și moarte. Și la un moment dat, riscând foarte mult, un înotător care era pe margine l-a văzut, a notat spre el, riscând valurile acelea mari, riscând greul apei, distanța pe care trebuia să o note, s-a dus, l-a apucat pe tânărul acela și l-a scos la mal, cu greu. După ce l-a scos la mal, tânărul, după ce și-a revenit din șocul acela în care trecuse, i s-a arătat, el este salvatorul tău. S-a dus spre el și a zis, domnule, vreau să vă mulțumesc frumos că mi-ați salvat viața. Salvatorul, un om inteligent, l-a bătut pe umăr și a zis, tinere, trăiește în așa fel încât să mi se fi meritat efortul pe care l-am făcut ca să te salvez. Eu vreau să vă spun ceva în această seară, vouă, celor ce purtați numele de copii ai lui Dumnezeu. Noi, cei ce purtăm acest nume, avem datoria să trăim ca și copii ai lui Dumnezeu. Chiar dacă în Babilon presiunea anturajului este mare, chiar dacă păcatul încolțește în stânga și în dreapta noastră, avem datoria să trăim ca și copii ai lui Dumnezeu. Domnul Iisus a făcut mari eforturi pentru noi și a dat viața pentru noi. Suntem chemați să trăim în așa fel încât să facem cinste celui ce a făcut eforturi pentru noi. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă chem în aceste momente să ne evaluăm fiecare dintre noi. Seara aceasta vă chem să fie un moment de evaluare. Aici sunt tineri plecați de lângă părinții lor, aici sunt tineri care sunt departe de casa în care au crescut, care au venit la școli aici și care stau în mijlocul unui anturaj păcătos spre care diavolul face presiune din toate părțile ca să-i compromită. Însă pe voi vă chem în numele Domnului Iisus Hristos, evaluați bine și luați decizii înțelepte într-o seară ca și aceasta. Daniel a luat o decizie înțeleaptă. Frați și surori, să nu credeți că predica asta e pentru alții. Nu? E pentru mine și e pentru tine. Suntem chemați să luăm decizii înțelepte. Ce fel de decizii înțelepte? Suntem chemați să luăm hotărârea de a trăi în așa fel încât să-i facem cinste Salvatorului nostru, să-i facem cinste lui Dumnezeu. Haideți dar să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugă sfântă în aceste momente. Și fiecare dintre noi cred că avem să-i spunem ceva Domnului. Se poate să fi falimentat în felul nostru de a fi. Se poate că ne-am rupt dinții în cablu de fier al păcatului. Se poate că deja am slăbit încercând să gustăm din cablul acela de fier al păcatului. Și s-ar putea să fim poate într-o condiție jalnică din punct de vedere spiritual. În seara aceasta eu vreau să-ți spun, aici, între noi, este prezent Domnul. Și știți ce face Domnul? S-a coborât între noi ca să ne asculte rugăciunea. Ce zici de asta? Tu poți să-i spui Domnului în rugăciune. Tot ce ai, poți să-i spui lui Dumnezeu în ruga ta. Să-i spui lui Dumnezeu hotărârea ta de a trăi frumos, de a trăi altfel. Te cheamă Dumnezeu la asta. Nu e propunerea fratelui Nelu Filip, este chemarea lui Dumnezeu să iei hotărârea de a nu te spurca cu lucrurile lumii acesteia. Doamne, ajută-ne la asta. Să ne rugăm fiecare dintre noi pentru noi înșine. Să ne rugăm pentru noi, pentru copiii noștri, pentru familiile noastre și să zicem, Doamne, nu lăsa ca spurcăciunea Babilonului să pătrundă în viețile noastre, ci ajută-ne să trăim curați într-o lume poluată moral. Amin.